Salut tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să filmez un clip un pic mai deosebit, un pic mai ciudățel pentru unii, în care o să vă arăt ce am eu în frigider. Nu este ideea mea, nu eu am făcut prima dată acest clip, m-am uitat și eu pe YouTube la astfel de filmulețe și mi s-au părut destul de interesante, mai ales atunci când era vorba de cineva care locuiește într-o altă țară. De data asta o să vă arăt și eu ce am în frigiderul din Anglia, în Anglia unde locuiește și unde lucrează soțul meu, și produsele pe care le avem în frigider când suntem aici diferă foarte mult față de ceea ce avem în România, de aceea mi s-a părut interesant. Să începem, deci. Acesta este frigiderul. De fapt, sunt două frigidere puse unul peste altul, pentru că inițial a fost doar acesta de deasupra, care la un moment dat s-a dovedit neîncăpător și am mai cumpărat unul, acesta de jos, și le-am pus unul peste altul. O să încep de sus în jos cu vinul care este pe frigider. Pe frigider avem două cutii de vin. Vinul este franțuzesc, este adus din Franța. Și avem două sortimente, vin roșu și vin alb. Cutiile au câte un mic robinet aici, din care putem să turnăm direct în pahar. Mai jos este congelatorul. Congelatorul nu este foarte mare, nu încap foarte multe lucruri în el. Este o cutie de gheață, o pungă de chifteluțe suedeze de la IKEA și acolo mai în spate cred că este niște carne de pui, niște pulpe de pui parcă sunt, iar mai în spate am niște carne tocată tot așa congelată. Bun, și acum să vedem ce avem chiar în frigider, în partea de sus. În ușă. În ușă este un pachet de unt, un pachet de mozzarella, brânză de burduf, care îi place foarte mult lui Cristi, niște cașcaval și un usturoi. Aici avem smântână, două cutii de smântână, iar aici este varză murată, pe care o cumpărăm de la polonezi, de la magazinul polonez. Un borcan de muștar, un pachet de brânză topită felii, sau ce-a mai rămas din el, că mai sunt doar vreo două feliuțe, bucățele de bacon pe care le folosim la omletă și trei mini pizza cu pepperoni. Iar aici, de la Marks & Spencer, mai avem un fel de tartă, quiche se numește, cu brânză și ceapă. Este foarte bună și tarta aceasta. Pe raftul de mai jos avem niște măsline verzi, un pachet de șuncă, șuncă felii, tăiată foarte, foarte subțire pentru sandvișuri, încă un pachet de brânză, tot pentru sandvișuri, brânză felii. Mie îmi place foarte mult brânza asta, lui Cristi nu prea îi place, el preferă brânza de burduf pentru să-și pună în sandvișuri. Și două salamuri, salamuri obișnuite, un salam și un fel de mușchifile. Iar aici o cutie cu 6 tarte, un desert tradițional de sărbători aici în Marea Britanie. Au o umplutură de măr și scorțișoară și sunt foarte bune. Se încălzesc un pic la microunde sau sunt gata făcute, nu trebuie coapte, se încălzesc doar la microunde sau în cuptor. Aduc oarecum la gust cu plăcintele cu măr de la McDonald's. Să vă arăt cum arată și în interior. Așa arată tartele în interiorul cutiei. Sunt ambalate individual în formele acestea de aluminiu pentru tarte. Și au un căpăcel care atunci când se încălzesc se ridică puțin, partea asta de deasupra se ridică puțin și iese umplutura afară pe margine și arată foarte bine. Sunt bune, mie îmi plac, de fapt mie îmi plac toate dulciurile. În ușă avem două supe. Vreau să vă spun că în Anglia sortimentul de mâncare gătită este mult, mult mai mare decât în România. Se găsesc foarte multe supe, foarte multe semi-preparate sau chiar gata făcute numai să le încălzești. Asta, de exemplu, este o supă tailandeză. Eu am fost curioasă să văd ce gust are și mi-a plăcut foarte mult. Este puțin iute, dar nu foarte iute.
Asta am cumpărat-o pentru mine. Sunt cam două porții într-o cutie din asta. Și asta este o supă de roșii și busuioc, care nu m-a dat pe spate. Dar este bună și asta, nu, însă nu este ceva grozav. Mai avem un sos dulce acrișor de la Uncle Ben's. Și o bere Budweiser. Iar în cutie este salată verde combinată, mai multe feluri de salată verde, gata spălată și gata tăiată, numai bună de pus în sandwich sau de făcut salată. Un borcan de gem, care nu știu ce caută în frigider, că nu trebuie să stea în frigider neapărat, și două portocale. Și coborăm acum la frigiderul de la nivelul 0. Aici văd că s-a ars becul. În ușă este un borcan de hrean și ăsta cred că e cumpărat de la polonezi. O cutie de Coca-Cola, maioneză de la Sainsbury's, o cutie de lapte de migdale, o conservă de roșii, o cutie de roșii pe care le folosesc la spaghete, când fac sos pentru spaghete. Un alt borcan de gem. Ăsta este gem de merișoare luat de la Ikea pentru atunci când facem chifteluțe suedeze. Un sos iute de ardei. Și un alt sos pentru salate. Ăsta este foarte, foarte aromat. Cred că are foarte mult oregano în el. Și mai folosesc și pentru sandwich-uri și pentru pus în salată. Gata. Este ca un fel de vinegretă, să zic așa, dar are foarte multe ierburi. Apoi în frigider o conservă de fasole. Asta e o cutie de unt. De fapt nu e unt, e ceva între unt și margarină, ceva de întins pe pâine. O mai folosesc când fac pastă de pește. Amestec două linguri de margarină din asta sau unt sau ce e, cu o conservă de ton și lămâie și este foarte, ceva foarte bun. Asta este pâine. Sunt un fel de pâine neagră, tăiată foarte subțire pentru sandwich-uri. Așa arată, e așa de subțire, se poate și prăji și arată bine și este și destul de bună. Am gătit mazăre cu pui și am pus-o în cutia asta. Asta e făcută de mine, deci. Salata asta este una dintre preferatele mele, este practic varză tăiată cu morcov și ceapă, amestecată cu un pic de maioneză. Îmi place foarte mult salata asta și o mănânc și goală sau alături de o chifteluță sau un pic de friptură. Îmi place foarte mult. Și ouă. Apropo de chifteluțe, asta e o mâncare indiană. Sunt foarte, foarte multe mâncăruri indiene în magazine pentru că sunt foarte mulți indieni în Anglia. Astea sunt bhajis, sau cam așa se numesc, niște chifteluțe picante. Acum am mâncat pentru prima dată chifteluțe din astea. Și mi-a plăcut foarte mult. Chiar o să mai cumpăr. Iar aici este un alt desert, o tartă cu bezea deasupra și cu cremă de lămâie. Foarte bună și tarta asta. Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult cum arăta. Și într-adevăr și în realitate arată la fel de bine, să vă arăt cum arată. Cam așa arată văzută de deasupra. Bezelele acelea sunt foarte, foarte bune. Mai am aici niște biscuiți digestivi pe care nu știu de ce i-am pus în frigider, că nu trebuiau să stea în frigider. Mai am aici o cutiuță cu salată de ouă. Sunt un fel de ouă fierte cu tăiate mărunt, cu un sos de maioneză și iaurt sau cam așa ceva. Niște roșii sherry și încă o cutiuță de roșii. Iar în cutia pentru legume se află 3 ardei.
Vreau să vă spun că în Anglia ardeii se vând la bucată. Bine, ăștia care sunt set de 3 și la noi se vând tot la bucată, deci un set. Dar nu sunt ardei care să iei și să cântărești cum să-ți cumperi un kilogram de ardei. Nu, un ardei costă 40 de pii sau 30 de pii, cam așa ceva. Și portocale, 3 portocale. Și încă o pungă cu zarzavat pentru supă. În punga cu legume pentru supă am găsit și această legumă care nu am știut ce este, se numește sued. Inițial am crezut că este țelină, după aia m-am gândit că este ridiche, dar de fapt nu este nici țelină, nici ridiche, se cheamă nap. Nu știu cum se folosește și nici nu știu exact ce gust are. Acesta a fost filmul de astăzi în care v-am arătat ceea ce am eu în frigider. Dacă v-a plăcut, vă rog să-i dați un like. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem cu drag data viitoare.